Unde intenționai să mergi? În Croația. Pentru? Vreau să mă duc la mare cu niște prieteni. Părinții tăi te-au dat dispărută din Galați de aproximativ 2 luni de zile, 3 luni de zile. Cunoșteai acest fapt? Da. Îmbrăcată sumar, aranjată și hotărâtă să-și ia viața în mâini, minora nu s-a gândit deloc la consecințele faptelor sale. Și-a falsificat buletinul pentru a pleca în vacanță, însă polițiștii de frontieră i-au întrerupt călătoria în vama Porțile de Fier 1. Ieri după amiază, o tânără în vârstă de 16 ani s-a prezentat în punctul de trecere a frontierii Porțile de Fier 1 pentru a ieși din România cu scopul de a pleca în Croația în vacanță. La controlul cărții de identitate, polițiștii de frontieră mehedințeni au constatat că aceasta prezintă urme de falsificare, verificările efectuate cu aparatul videospectral confirmând acest fapt, aceasta fiind falsificată total prin metode stabilite criminalistic. Tânăra a declarat polițiștilor că a plecat de acasă de bunăvoie de la vârsta de 12 ani, însă pentru că legea nu îi permitea să iese din țară pentru că era minoră, și-a falsificat buletinul pentru a putea pleca în Croația cu prieteni. Motivul pentru care a comis toate aceste fapte l-a recunoscut chiar ea. Pentru că vreau să fac și eu ceva cu viața mea. Și atunci am avut ocazia să dansez într-o trupă și să antrenez niște copii. Și bineînțeles să întrebeau un act de identitate. Pentru că mama sa o declarase la poliția din Galați ca fiind dispărută și pentru că este minoră, tânăra se va întoarce acasă. A fost predată centrului de minori mehedinți, urmând a fi preluată de către IPJ Galați. Ea este dată în consemn de către IPJ Galați ca minoră dispărută, aflându-se de fapt în custodia mamei. În plus, ea s-a ales cu dosar penal pentru fals, uz de fals și fals privind identitatea, dar și tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.